Numerologia este considerată ca fiind credința într-o ocultă sau mistică, între un număr și unul sau mai multe evenimente coincidente. Este definită de asemenea ca fiind studiul valorii numerice prin intermediul unui sistem alfanumeric a literelor din cuvinte și nume, iar atunci când numerologia este aplicată numelui unei persoane, devine o formă de onomantie. Cifra 1. Persoanele născute pe 1, 10, 19 și 28 ale oricărei luni. Cei născuți în aceste zile ar putea face față cu brio unui obstacol, având câștig de cauză. Această provocare ar putea avea legătură cu sfera carierei și probabil mulți studenți guvernați de această cifră s-ar putea să își pună întrebări serioase cu privire la cariera pe care doresc să o urmeze. Cifra 2. Persoanele născute pe 2, 11, 20 și 29 ale oricărei luni. În weekend, predispozițiile pentru cei guvernați de cifra 2 se concentrează în special pe zona relațiilor. Este posibil să existe o intensificare a interacțiunilor în această zonă în weekend, fie că vorbim de relațiile cu familia sau prietenii. Important este să vă păstrați calmul și să fiți diplomați indiferent de situație pentru a evita conflictele. Cifra 3. Persoanele născute pe 3, 12, 21 și 30 ale oricărei luni. În weekend, de interes pentru cei aflați sub influența cifrei 3, o reprezintă sfera financiară, așa că există șansa unor cheltuieli neprevăzute, deci aveți grijă cum vă gestionați veniturile. Cifra 4. Persoanele născute pe 4, 13, 22 și 31 ale oricărei luni. Pe cei aflați sub influența cifrei 4, pare că îi așteaptă un weekend deosebit. Se resimt influențe pozitive în ceea ce privește timpul dedicat relaxării și pasiunilor, așa că nu strică o plimbare în natură. Cifra 5. Persoanele născute pe 5, 14 și 23 ale oricărei luni. Ei bine, dacă ați avut o săptămână încărcată, în weekend se pare că este indicat să vă concentrați pe destindere, iar cea mai bună metodă este sportul. Cifra 6. Persoanele născute pe 6, 15 și 24 ale oricărei luni. Planul social pentru cei guvernați de cifra 6 se anunță foarte activ. Există șansa să petreceți mult timp cu prietenii și să trăiți împreună momente distractive, relatează click.ro.